prima parte a acestei ediții, vă invit să aflați mai multe despre învingătorul Iulian Țurcanu, tânărul care a cucerit prin dans până în prezent aproape milioane de oameni care i-au admirat mișcările armonioase. Tot în această emisiune vom dialoga cu Aurora Martin, cea care a fost desemnată câștigătoarea concursului Femeia Anului în România, ediția 2015, la categoria Promovarea și apărarea drepturilor femeii. Iar spre finalul emisiunii vă provocăm să deveniți niște notători care obțin victorii de fiecare dată când ajung în apă. Tudor Postolachi, care indiferent de stilul de not pe care îl preferăm, ne va ghida mișcările să fie corect executate. Vă aștept cu drag vineri, 6 mai, începând cu ora 22:45 numai la Moldova 1.